Aș dori și în această dimineață acel care a vorbit furtunii să se liniștească, să vorbească și sufletelor noastre. Amin. Pentru că avem o veste bună când trecem prin furtună. Există unul la care putem striga. Aleluia. Există unul care își întinde mâna îndată. Există unul care poate să potolească vânturile, valurile. Și aș vrea, așa cum spunea cineva, dacă vrei să-L auzi pe Dumnezeu, trebuie să tacă toate în tine. Haideți să facem liniște în sufletele noastre și în jurul nostru și să ascultăm cuvântul Domnului pe care îl voi citi din Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 21, începând cu versetul 1 până la versetul 14, pagina 1054 în Sfintele Scripturi. Pentru cei care doriți să urmăriți, Sfânta Evanghelie după Ioan, capitolul 21, de la versetul 1 la versetul 14. După aceea, Iisus s-a mai arătat ucenicilor săi la Marea Tiberiatei. Iată cum s-a arătat. Simon Petru, Toma zis geamănul Natanael din Cana Galilei, fiul lui Zebedei, și alți doi din ucenicii lui Iisus erau împreună. Simon Petru le-a zis, mă duc să prind pește. Mergem și noi cu tine, au zis ei. Au ieșit și au intrat într-o corabie și n-au prins nimic în noaptea aceea. Dimineața, Iisus stătea pe țărm, dar ucenicii nu știau că este Iisus. Copii, le-a zis el, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. El le-a zis, aruncați mreaja în partea dreaptă a corăbiei și veți găsi. Au aruncat-o deci și nu mai puteau trage de mulțimea peștilor. Atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el și s-a încins, căci era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Ceilalți ucenici au venit cu corăbioara trăgând mreaja cu pești, pentru că nu era departe de țărm decât cam la 200 de coți. Când s-au coborât pe țărm, au văzut acolo jăratic de cărbuni, pește pus deasupra și pâine. Iisus le-a zis, aduceți-mi din peștii pe care i-ați prins acum. Simon Petru s-a suit în corăbioară și a tras mreaja la țărm, plină cu 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-a rupt mreaja. Veniți de prânziți, le-a zis Iisus. Și niciunul din ucenici nu cutezau să-L întrebe cine ești, că știau că este Domnul. Iisus s-a apropiat, a luat pâine și le-a dat, tot așa a făcut și cu peștele. Aceasta era a treia oară când se arată Iisus ucenicilor săi, după ce înviase din morți. Amin. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Vreau să vă spun că este o bucurie pentru mine în această dimineață să fiu în biserica unde unul din foștii mei colegi slujește Domnului de ani de zile. Când s-a pus întrebarea, cine este de prima dată aici să se ridice în picioare, ați observat că nu m-am ridicat. Și vreau să vă spun că nu m-am ridicat pentru că sunt pentru a doua oară în locul acesta. Ani în urmă, acum 99, da? 25 de ani. Acum 25 de ani am mai fost în biserica aceasta, era pe atunci fratele păstor Ștef. Îmi amintesc ca prin vis, așa, figura lui. Și de atunci n-am mai fost. Însă vreau să vă spun că de multe ori am auzit despre dumneavoastră, am auzit de fratele Nicu, de fostul coleg și actualul prieten, pentru că în familie, în Biserica Maranata din Phoenix, avem o familie care, cel puțin de aici, de la noastră, familia Pituț. Nu știu dacă... Și uitându-mă la el și cântând aici, i-am zis fratelui Nicu, nu știu de ce, dar pare seamănă cu cineva din Phoenix foarte bine. Da. Și ai și fost. Au fost mulți de aici, însă timpul a trecut și fiind foarte mulți care ne vizitează, nu-i mai ții pe toți minte. Și fratele Nicu a fost și ne-a vizitat. Dumnezeu să-L binecuvânteze. Vreau să vă mulțumesc pentru că ne-ați primit. Am fost în Statele Unite cu fratele Cristi Boariu și eram la o masă. Și fiind la o masă, știți că întâi vine cei firesc și apoi cei duhovnicesc. Discutând așa despre lucrurile, despre mâncare, despre mâncarea din America, mâncarea din România, am ajuns la o concluzie. Și am dat un telefon fratelui Valentin. Nu-l cunoșteam pe fratele Valentin, fratele Cristi îl cunoștea și zice, vreau să-ți fac cunoștință cu un om al lui Dumnezeu. Și așa am ajuns să vorbim la telefon, am venit, mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați primit cu ospitalitate, mulțumesc foarte mult, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Aș vrea în aceste momente, înainte să încep mesajul propriu-zis, să vă fac o urare. Mie îmi place fiind la început de an să urez oamenilor numai bine. Inima vă fie bună, fericirea o cunună.
sănătatea vă însoțească, dragostea să vă unească, ochii să vă strălucească, gura voastră să zâmbească, să aveți numai voie bună, totul să vă meargă strună. Să iubiți, să fiți iubiți, să trăiți prea fericiți, răul să vă ocolească, pacea să vă însoțească. Să fiți ocrotiți mereu de prea Sfântul Dumnezeu, asta la toți vă doresc, de la Tatăl cel Ceresc. Amin. Dragii mei, în momentele care urmează, vreau să vă aduc și salutări, să nu uit, salutări din Phoenix, Arizona, de la Biserica Maranata, bineînțeles, și de asemenea salutări de la Biserica Muntele Sionului din Baia Mare. Pentru cei care vreți să ne vizitați, puteți să o faceți pe, probabil că pe Instagram, pe Facebook, avem și acolo adresă de website pe care puteți să o vizitați, www.maranataphoenix.us, Statele Unite, sau muntelesionului.ro. Puteți să ne vizitați oricând, deși tinerii se pricep foarte bine la asta, sunt experți. De asemenea, pe Credo TV, probabil că unii m-ați mai văzut pe acolo, televiziunea Credo din Statele Unite difuzează emisiuni aici în România și nu numai, peste tot pe unde sunt români. Vreau să vă aduc salutări de la cele două biserici. Deocamdată, prin Harul lui Dumnezeu, slujesc în cele două biserici. Cum? Nu-i ușor, dar vorba lui Pavel, pot totul în Hristos care mă întărește. În această dimineață mi-am propus o temă pe care am intitulat-o sub forma unei întrebări. Cum să vin în prezența lui Dumnezeu? Sau cum să venim în prezența lui Dumnezeu? Conștientizați cei de sus și cei de jos și noi toți de aici că până la urmă suntem în prezența lui Dumnezeu. Că e fain că am venit și să ne vedem unii cu alții, nu? Nu mai de mult auzeam expresia asta, fraților, noi n-am venit aici să ne vedem unii pe alții. Probabil că nici nu se puteau vedea. Noi am venit aici să ne vedem unii cu alții, nu? Că e bucurie să ne vedem unii pe alții, nu? Sper că e bucurie. Dar să conștientizăm faptul că noi suntem în prezența lui Dumnezeu. Omul s-a născut printr-o relație a lutului cu Dumnezeu. Tot ce a creat Dumnezeu a creat prin cuvânt. Dar când a fost vorba despre om, Dumnezeu n-a mai zis să fie om și a apărut omul. Ci Dumnezeu, spune Biblia, că s-a coborât în țărâna pământului, ne-a frământat din pulberea de tină și printr-o relație de frământare a lutului cu mâinile lui Dumnezeu, ne-am născut noi, ca oameni. Dumnezeu a suflat în nări suflare de viață și omul a devenit un organism viu. Omul este o trihotomie. Omul nu este numai materie, nu este numai lut, nu este numai țărână. Omul este o parte materială și o parte spirituală. Partea materială se va duce în țărână, oricât de bine îl împopoțăm, oricât de bine îl fardăm, îl rujăm, cheltuim pentru trupul acesta, într-o zi el devine o hrană delicioasă pentru vierme. Este trist acest adevăr, când stai să te gândești, nu? Lumea asta materială, într-o zi o părăsim. Mașina care azi o conduci și e faină, gândește-te că în 100 de ani, dacă nu vine Domnul, o să ajungă la fier vechi. Casa în care locuiești tu acum nu o să mai fie a ta. Poate vă prinde groaza. Nu o să mai fie casa ta, o să fie casa cine știe a cui. Și tot ce ai strâns, nu duci nimic cu tine. Nu duc nimic cu... Am văzut în Statele Unite miliardari care au avut foarte, foarte mult și foarte nefericiți. Au murit și cineva a pus întrebarea, și cât a luat? Păi n-a luat nimic. Cât a lăsat? Totul. Că n-a luat nimic cu el. Se spune despre Alexandru Macedon că atunci când a murit, a dat ordin ca sicriul lui să fie dus de 6 medici, să fie îngropat cu mâinile afară din sicriu, și toate averile lui să fie presărate pe drum înspre cimitir. Aur, argint, toate valorile erau aruncate pe drum, împrăștiate pe drum. Și când subalternii au întrebat, crezând că delirează generalul, de ce vreți ca în felul acesta să fiți înmormântat? El a răspuns, ca să vadă toată lumea, că medicii nu dau viață. Nu pot da sănătate, pot să-ți dea medicamente, pot să-ți dea un diagnostic, dar nu pot să-ți dea sănătate. Cel care dă sănătate și viață e Dumnezeu. Aleluia.
Poți să mergi la doctor și să spună doctorul că ai o boală terminală, ai o boală nevindecabilă, că e o boală care te va duce spre mormânt. Nu medicii au ultimul cuvânt, nu mai fiți disperați, nu mai cădea în depresie, nu mai sta acasă, nu te mai îndoi de puterea lui Dumnezeu, ci spune, Doamne, Tu ai ultimul cuvânt. Aleluia. Nu contează ce spun doctorii, contează ce spui Tu. Că dacă toți doctorii, la noi, la Baia Mare, cineva a fost și a făcut o radiografie așa, cum să zice aici? Deci s-a verificat din toate punctele, și-a verificat inima, și-a verificat creierii, și-a verificat toate cele 5 sisteme, da, circulator, osos, ce mai, toate sistemele le-a verificat. Și a zis, doctorii, ești complet sănătos, încă 60 de ani. Și s-a urcat în mașină, s-a dus până în Germania și când a ajuns în Germania a făcut un atac de cord și a murit. După o săptămână, ce medicul înainte cu o săptămână îi spusese, măi, ești sănătos tu. Poți să spui că doctorii nu pot prelungi, nu pot da zile. Dumnezeu este Cel ce dă zile. Să revenim la subiectul nostru. Noi suntem în prezența lui Dumnezeu. Te-ai gândit vreodată dacă ești plăcut cum vii în prezența lui Dumnezeu? Dumnezeu l-a creat pe om așa de frumos. L-a creat materie, dar este și spirit. Omul este trup, suflet și duh. Când omul moare, duhul se duce la Dumnezeu care l-a dat. Este scânteia aceea de viață care a făcut să ia naștere sufletul când duhul lui Dumnezeu s-a întâlnit cu materia, cu trupul, cu pământul acesta. S-a născut ceea ce numim noi personalitatea omului, sufletul. Sufletul care este rațiune, sentiment și voință. Aceea ești tu. Eu nu sunt ăsta. Ăsta e doar o carcasă prin care în lumea asta materială am devenit vizibil. Păi cum să dau mâna cu fratele Nicu dacă aș fi spirit și el materie? N-avem cum. Dumnezeu este Duh, a spus Domnul Iisus. Și fiindcă e Duh, nu o să-L vedeți pe Dumnezeu, le spunea celor care erau în materie. Ca Dumnezeu să devină vizibil, Hristos s-a făcut trup. S-a întrupat și a venit în lumea noastră să-L putem vedea pe Dumnezeu. Să-L putem vorbi cu Dumnezeu, să-L putem simți pe Dumnezeu, să-L putem atinge pe Dumnezeu. Dar dacă Dumnezeu ar fi rămas doar la nivel de Duh, niciodată nu l-am fi putut vedea, atinge, vorbi și așa mai departe cu Dumnezeu. Prin urmare, Dumnezeu ne-a dat trupuri, El ne-a dat trupuri, El a dat animalelor trupuri, așa scrie în Biblie, El a dat, una este, spune Pavel, trupul animalelor, asta este trupul peștilor, nu alta este trupul omului. Și vom ieși din acest trup. Ceea ce suntem, suntem suflete. În fața lui Dumnezeu noi nu suntem trupuri. Uitați-vă totdeauna în Biblie când vorbește salvarea lui Noe, nu? Zice, pentru câte suflete au fost salvate? Dar nu zice trupuri, ci au fost salvate 8 suflete. În fața lui Dumnezeu, cum spunea unul dintre teologii americani, noi nu suntem trupuri, noi suntem suflete. În această dimineață Dumnezeu se uită la sufletul tău. Se uită și la trup. Pentru că ceea ce e în suflet, uneori, reflectă în trup. Cum venim în prezența lui Dumnezeu? Și omul a fost creat să existe în prezența lui Dumnezeu. Doar în prezența lui Dumnezeu omul se poate recrea. Doar acolo sufletul se simte împlinit. Niciun lucru din lumea asta nu poate umple vidul interior. Poți să ai oricâți bani. Am avut foarte mulți bani și mulțumesc lui Dumnezeu. Și vă rog să mă credeți că am fost același ca și înainte să am bani. Că banii nu schimbă un om, confirmă un om. Asta ai fi tu dacă ai avea bani. Când n-ai bani, ești tare smerit. Dar am văzut că banii pot să-i schimbe pe oameni, funcțiile pot să-i schimbe pe oameni. În momentul când omul intră o funcție mai mare, deja nici cu scara care a visat-o Iacov nu-i mai ajuns la nas. Încerci să stai de vorbă cu el și vezi că nu mai ai cu cine. Bă, dar stai, că doar noi am fost colegi, mă, dar nu mai stai, că eu-s. M-ați înțeles? Funcția poate să schimbe. În Statele Unite s-a făcut, de fapt, și un test. Psihanaliștii au zis, hai să vedem dacă funcțiile schimbă un om. Și l-au pus pe unul dintr-o întreprindere mare, care era simplu muncitor, l-au chemat șefii mari în birou și au zis, uite, vrem să avem o ședință, da.
Domnule, noi ne-am uitat la tine și am văzut că ai capacități deosebite. Nu era adevărat nimic din tot ce îi spunea, numai omul chiar credea. Am văzut că tu ai capacități deosebite. Tu întreci pe toți angajații ăștia. Tu ești extra. Știi ce ne-am gândit? Ce? Să te punem director. Așa, fără școală. Da, fără școală, fără nimic. Tu de azi ești director în întreprindere. De mâine dimineață trebuie să vii să te prezinți ca director. Nu mai ești angajatul ăla cu colegul ăla. Dintr-o dată o schimbare a apărut în viața colegului, cu colegii. El, domnul director, venea îmbrăcat la 4-ace, nici nu-i mai saluta pe colegi, trecea printre ei ca, ziceam noi, trenul prin gară de altă dată. Nu-i mai saluta pe niciunul. Colegii toți șocați. Bă, Vasile, bă, ce s-a întâmplat cu tine? Eu-s director, eu nu-s Vasile, eu-s domnul Vasile. O, domnul Vasile, mă scuzați. Și a început să-i trateze pe colegi ca un domn director. Însă că după o lună de zile, psihanaliștii observau tot pe cameră și ușor să monitorizeze, au văzut comportamentul lui Vasile că e total schimbat. Și după o lună i-a tras covorul de sub picioare. Și Vasile a ajuns iarăși. Vasile, angajatul. Să-i vedeți pe colegii lui cum îl tratau. A ajuns omul să se dezechilibreze mental. A ajuns în stări grave, că greu au putut să-l mai readucă și să zică, băi, stai, că a fost doar un test psihologic. Înțelegeți? De fapt, asta se întâmplă în viață. Orice funcție e un test psihologic. Știți ce a spus Mardoheu lui Estera? Fii atent, că unde ești, e un test. Ești pentru o vreme. Că iar poți să ajungi nepoata mea de care eu aveam grijă și nu doar regina. Ține minte că unde ești, ești pentru o vreme. Câți n-au avut funcții mari pe vremea lui Ceaușescu și a zis regretatul Ceaușescu, să vă ierte Domnul, nu știu după ce regretați. Câți n-au fost oameni mari, dar vreau să vă spun, astăzi sunt oameni nebăgați în seamă. Pentru că nu funcția de valoare unui om, ci prezența lui Dumnezeu în acel om, ceea ce este omul, caracterul lui, aceea înseamnă mult. Pentru mine nu contează funcția, contează caracterul, nici banii măcar nu contează. Contează caracterul unui om. Ce caracter are omul ăla? Pe mine asta. Și știi că asta îl interesează pe Dumnezeu? Nu îl interesează cât de bogat ești, cât de vocal ești, cât de obraznic ești și știi să te bagi în față. Cât de, eu nu mai știu, pe Dumnezeu îl interesează caracterul. Punct. Poți să fii cine ai fi. Dacă n-ai caracter, cum se spune în România, ești un zero barat. Și caracterul e simplu. Un om care se ține de cuvânt, un om care nu minte, un om care nu fură, nu delapidează, nu înșală, nu vorbește cum și așa mai departe, poți să-ți dai seama simplu de caracterul unui om. Și mă gândesc că aici sunteți toți oameni de caractere înalte. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Uite, contează cum vine înaintea lui Dumnezeu sau nu contează? Haideți să vedem. Uite, în 2 Cronici, capitolul 26, de la versetul 16 la versetul 23, vă rog să citiți acasă, nu aici, doar vă notați. Biblia ne spune acolo un lucru. Este vorba de un împărat pe nume Ozia. Ozia, la început, a fost un simplu. Unul ca și David, care zicea, eu sunt dintr-o familie nensemnată. Și Ozia, culmea, că a ajuns împărat. După ce a ajuns împărat, Ozia, a ajuns la o mândrie și o aroganță atât de mare încât nu l-a interesat cum mai merge în prezența lui Dumnezeu. Până acolo încât a forțat mâna preoților și i-a dat pe preot la o parte, intrând el în templu și aducând jertfe. Sigur că preotul Azaria, împreună cu 80 de preoți, s-au opus vehement și au zis, împărate, noi respectăm că tu ești împăratul. Și respectăm autoritatea, dar aici în templu guvernează Dumnezeu. Nu tu, împărate. N-ai voie să aduci jertfă, înțelegi, împărate? Tu nu ești preot. Nu poți veni în prezența lui Dumnezeu tu să aduci jertfă. Nici n-a vrut să-i asculte. A intrat în prezența lui Dumnezeu. Știți ce s-a întâmplat? Știți ce s-a întâmplat, da? În prezența lui Dumnezeu, a fost lovit de Dumnezeu, a trebuit să se roage preoții lui Dumnezeu, să-l vindece, să-l readucă Domnul în starea de sănătate. Dar pentru că a venit în prezența lui Dumnezeu oricum, dragii mei, aici nu trebuie să-ți fie frică de păstor, nu trebuie să-ți fie frică de ușier. În primul rând, aici trebuie să-ți fie frică de Dumnezeu. Amin.
Că poți să stai la balcon, să nu te vadă nimeni, să te joci pe telefon, să te uiți pe telefon în timpul slujbelor. Câteva luni în urmă, am fost șocat când eram plecat, cum sunt acum, de la Muntele Sionului și după ce m-am întors, cineva mi-a povestit o întâmplare. Ce frate Nelu, am văzut un tânăr în biserică care plângea foarte tare în timpul slujbei. Am crezut că e cercetat. Plânsul lui nu s-a oprit. Am ieșit pe hol și l-am văzut încă plângând. M-am gândit că l-a jignit cineva. După aceea m-am interesat totuși ce are de plânge așa. Ca să aflu în mod șocant că în timpul slujbei juca Franța cu nu știu ce echipă. Și-o pierdut Franța. Și ăsta era atât de necăjit că o pierdut Franța că se uita pe telefon la meci. Nu era din Biserica Muntele Sionului. Nu e o mândrie că nu era din Muntele Sionului. Că și dacă ar fi fost, tot la fel mă durea. Dar să stai în timpul slujbei, să te uiți la meci, n-ai plâns niciodată că ai auzit de Domnul Iisus, că ai auzit de jertfa de la cruce, dar te apucă să plângi că a pierdut meci cu Franța, cu cine a jucat acum, nu știu cât timp. Știi? Eu nu știu. Te-ai uitat? Mă, bun. E un păcat înaintea lui Dumnezeu, oameni buni, noi suntem aici în prezență. Voi n-ați venit în prezența lui Nicu, fratelui Nicu. Că și Nicu, fratele Nicu, și eu și toți suntem în prezența lui Dumnezeu. Amin. Și lucrul acesta trebuie să conteze, nu pot veni în fața majestății sale oricum. Eu nu pot să suport aceste biserici emergente care au desacralizat multe lucruri din biserică. Să vezi predicatori care predică într-o ținută mai puțin corespunzătoare cu mâinile în buzunar, plimbându-se așa pe lanvon. Eu când văd așa ceva îmi vine rău. Știți ce înseamnă asta pentru mine? Noi comunicăm și printr-o comunicare non-verbală. E ca și cum el ar da lecții lui Dumnezeu. Și ar spune, Doamne, Tu trebuie să faci așa în biserica asta, Tu trebuie să faci așa. Doamne, spune-o cum trebuie să fac. Mă înțelegeți? Asta este o lipsă de respect la adresa lui Dumnezeu. Dumnezeu să aibă milă de noi. Amin. Eclesiastul 5:1 spune așa. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu. Păzește-ți piciorul. Adică, ce înseamnă să-ți păzești piciorul? Să mă încalți cu Gucci? Nici nu știu ce firme. Cu ce papuci să vin? Nu! Păzește-ți piciorul până ajungi în casa lui Dumnezeu. Fii atent pe unde umbli. Că zici, nu mă vede tata, nu mă vede mama, nu mă vede, dar te vede Dumnezeu. Ai grijă pe unde umbli, pentru că te vede cineva. Și acesta este Dumnezeu. Noi nu suntem în prezența Lui doar aici. În prezența Lui Dumnezeu ești și când ești singur și nu te vede nimeni. Și de fapt, ceea ce faci când ești singur și nu te vede nimeni, aceea ești tu. Tu nu ești ceea ce faci când ești aici. Că tu aici faci de dragul imaginii. Tu vrei aici să pari cât mai pios, cât mai respectos. Dar când nu te vede nimeni, când nu te mai vede fratele Nicu, când nu te mai vede fratele Valentin, când nu te mai vede comitetul, când nu te mai văd părinții, când ești singur în your privacy room, în camera ta privată, când ești numai tu cu telefonul, și nu te vede nimeni la ce te uiți pe telefon. Așa crezi tu. Amintește-ți ce spun acum. Mai există unul care vede la ce te uiți. Și ăsta nu-i de pe pământ. E Dumnezeu. Păzește-ți piciorul, ai grijă pe unde umbli. Că Dumnezeu e pe urmele tale. Și când ești fericit, și când ești necăjit. Și când te duci la film, și când te duci în locuri unde Dumnezeu nu s-ar duce, sau Hristos, El e pe urmele tale. Poate nu intră cu tine. Stă și așteaptă până ieși. Dar oricum El te vede. Poate sta, strigă profetul Isaia 23:24, poate sta cineva într-un loc ascuns, sau Ieremia, fără să-L văd eu, zice Domnul. Ieremia 23:24, poate sta cineva într-un loc ascuns, fără să-L văd eu, zice Dumnezeu? Nu. Matei 5:23-24. Uite ce spune Domnul Iisus. Dacă ți-aduci darul la altar și acolo ți-aduci aminte
că fratele tău are ceva împotriva ta, lasă-ți darul acolo înaintea altarului și du-te de împacă-te cu fratele tău, apoi vino de adus darul. Doamne, dar nu-i destul că vin la adunare? Nu. Dacă știi că fratele tău are ceva împotriva ta, poate cu o vorbă l-ai supărat. Sau, mi-amintesc de regretatul, și chiar că-l regret, fratele Victor Opriș, păstorul. Cineva din satul mare mi-a povestit el pe vremea când era în viață, auzi, zice Nelu, el m-a și ordinat și mult am învățat în slujire din partea acestui frate. Zice, odată cineva din biserică am auzit că mi-a spus așa. Zice, eu nu-l iert pe Victor Opriș numai dacă vine și se pune în genunchi înaintea mea. Era o soră din biserică, o familie, soție. Și sora așa de supărată era pe Victor Opriș, pe păstor, a zis, eu nu-l iert pe Victor Opriș numai dacă vine și se pune în genunchi înaintea mea. Zice, acum era sâmbătă, duminică era slujbă. Cum să mă duc eu la slujbă când am auzit că sora asta nu mă iartă numai dacă mă pun în genunchi? Și m-am dus la sora Viorica. Am bătut la ușă sâmbătă. Mi-a deschis ușa, a rămas șocată când m-a văzut. Sora Viorica, am venit în numele Domnului Iisus Hristos și s-a pus în genunchi. Să mă ierți, pentru că am auzit că numai așa vrei să mă ierți. Femeia asta când a văzut a izbucnit într-un plâns și a zis, ridică-te frate, e adevărat că am spus așa ceva, dar te iert fără să te mai pui în genunchi. Nu putem veni oricum la casa lui Dumnezeu. Cât depinde de noi, că sunt oameni la care eu pot să mă duc să zic iartă-mă, zice, nu te iert, nu te iert, nu mai vreau să am de-a face cu tine. Cu ăsta nu mai poți face nimic. Dar cel puțin mi-am făcut eu datoria. M-am dus și i-am zis, frate, iartă-mă, îmi pare rău, asta e situația, hai să schimbăm dacă se poate starea asta între noi. Dar dacă nu vrea, nu poți face dragoste cu forța, nu poți obliga pe cineva să te ierte, nu poți obliga pe cineva să fie bun sau să se schimbe, nici Dumnezeu nu obligă. Iisus a spus, dacă voiește cineva să vină după mine, nu? Trebuie să vrea el, nu să fie obligat, nu să fie forțat. Și 2 Timotei 3:15. Auzi, dacă poți să pui și 2 Timotei 3:15, auzi ce spune Sfântul Apostol Pavel, dându-l îndemnul lui Timotei. Din pruncie cunoști Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la mântuire prin credința în Iisus Hristos. Din pruncie. Ce înseamnă înțelepciune? Comportament. Să știi cum să te porți în casa lui Dumnezeu, care este templu Dumnezeului cel viu, stâlpul și temelia adevărului. Trebuie să știi cum să te comporți în casa lui Dumnezeu. Că aici, în casa lui Dumnezeu, nu vii mestecând gumă. Aici, în casa lui Dumnezeu, nu vii... Și haideți să parcurgem câteva lucruri, să vedem cum trebuie să vii în prezența lui Dumnezeu. Iată ucenicii, să povestim puțin despre ce s-a întâmplat la Marea Tiberiadei sau lacul Genezaret, pentru că așa îi se mai spune. Ce s-a întâmplat acolo? După ce Domnul Iisus a murit, a fost pus în mormânt, ucenicii erau decepționați. Credeau că Iisus era un lider care va conduce Israelul la fel ca Solomon, pe cele mai înalte culmi ale civilizației și puterii. Însă, toată imaginația asta despre Iisus, a ucenicilor, s-a prăbușit. Atunci când Iisus a fost pus în mormânt și o piatră fiind pusă la ușa mormântului și pecetluit. Aici, în original, când Petru zice, mă duc să prind pește, se folosește cuvântul supago. Supago înseamnă mă pensionez. Am crezut că Iisus va face așa, cum a fost imaginația mea, dar văd că Iisus face cu totul altfel. Iisus a murit, nu-i ceea ce mi-am imaginat. Supago, mă pensionez. Sunt mulți creștini care au pornit cu avânt, care au umblat cu Iisus mai mult de 3 ani și jumătate. Poate 30 de ani. Și acum, în finalul vieții, văzând că lucrurile și socotelile nu sunt așa cum și le-au imaginat în mintea lor, apare această decepție spirituală. Când focul de altă dată, pasiunea de altă dată s-a stins. Vine mai rar la biserică, se roagă mai rar, citește mai rar în Biblie și ajunge într-această stare greacă, supago. Mă pensionez. Cu toate că în pocăință este singura lucrare unde omul nu se poate pensiona. Mi-a spus fratele Nicu, zice, mai am 65 de ani până la pensie. Nu te poți pensiona.
Domnul să te ajute. Deci, credeți-mă, în slujba asta, în pocăință, în chemarea asta care o avem noi toți, nu ne putem pensiona. Cu toate că există creștini care se pensionează. Ați văzut tineri care înainte să căsătorească erau aici la cor, cântau, eu așa vă doresc, după ce vă măritați, fete. A, apropo, mă, era să uit. Am venit cu cel mai frumos fecior din Maramureș. Uitați-vă bine la el. Vreau să vă spun, conduce foarte bine. Și mașina, și afacerile. Are un singur lucru lipsește. Ați înțeles? L-am făcut să roșească. Lasă, ca să nu cumva să dormi. Cum să venim în prezența lui Dumnezeu? Haideți să ne uităm puțin la ucenicii aceștia. La fel și noi, ca ucenicii, uneori, să știți că ne pensionăm. Vă doresc din toată inima să fiți prezente la cor și după ce vă măritați. Să fiți prezenți aici la grupul de worship, la grupul de laudă și închinare, sau cum îl numiți, și după ce vă măritați. Că am auzit și am văzut tineri tare cu elan înainte. Și atâta cânta, și atâta lăuda pe Domnul, și recita, și după ce s-a măritat. Păi, soră, nu mai... No, pe... Parcă și-o atins scopul. Da. Dacă ăsta e scopul, să te ierte Dumnezeu. Iată cum să venim în prezența lui Dumnezeu. N-am să prezint toate modalitățile cum să vii în prezența lui Dumnezeu, doar am să prezint vreo 4 lucruri la care se uită Dumnezeu. În primul rând, în prezența lui Dumnezeu trebuie să venim sinceri. Ziceți amin. Amin. Auziți, ei vin de pe Marea Tiberiadei cu bărcuța lor. Toată noaptea s-au dus să se trudească fără Dumnezeu, să prindă un pește, să se întoarcă la vechea meserie pe care Petru o avea, că asta era Petru, pescar. S-au întors la business, pentru că în momentul când te răcești față de Dumnezeu, te concentrezi tare pe un business care l-ai avut înainte. Nu știu pe ce, pe obiceiurile care le aveai înainte. Zici, de ce m-am pocăit? Că mai frumos era atunci când mergeam cu prietenii și așa mai departe. Și-a zis Petru, mă duc înapoi la vechea meserie. Ăsta este liderul grupului. Și liderul totdeauna influențează grupul. Mergem și noi cu tine. Când tu iei decizia să o lași mai moale, fii sigur că prietenii din jurul tău văd și te vor copia. Au zis ceilalți ucenici, te pensionezi și noi. Mergem cu tine. Și toată noaptea s-au trudit să prindă un pește măcar. Și n-au reușit. Știți că asta era sursa de venit a lui Petru? El prindea pești, mergea și îi vindea și cu banii care obținea, își ținea familia. Era Petru căsătorit? Da. De unde știi? Pentru că Iisus i-a vindecat soacra. Nu știm de copii, nu știm de soție, dar știm că Petru era însurat. Că i-a murit soția, că nu știu ce s-a întâmplat. N-are rost, ce să vă spun dacă nu scrie în Biblie. Și ăștia s-au trudit toată noaptea. Toată viața fără Dumnezeu e o trudă zadarnică. În 14 mai 1912, ați auzit cu siguranță de acel vas numit Titanic. Titanic, da? Și Titanicul a fost construit de mai mulți ingineri, dar unul a fost inginerul mare, inginerul șef. Un reporter, înainte să plece din Anglia spre America, l-a intervievat pe inginerul șef, care s-a urcat și el pe vasul Titanic și s-a dus înspre America, numai n-a mai ajuns. A fost intervievat de un ziarist și a zis, domnule, spuneți-mi vasul ăsta, care pe vremea aia era cel mai gigant, cel mai mare. Ăsta poate să ajungă în siguranță în America, nu există nimic să-l împiedice. Și au zis ce răspunde el. Omule, pe vasul ăsta nici Dumnezeu nu-l poate zdrobi. S-a urcat pe vapor și ați văzut catastrofa care s-a întâmplat. Pentru că fără Dumnezeu e imposibil. Oricât de tare, oricât de puternic, oricine ai fi, fără Dumnezeu ești un nimic și sunt un nimic. Că suflă vântul Domnului odată peste iarba asta, care ești tu și eu, și ne uscăm și ne ducem. Oricât de tare ai fi. Am văzut oameni mari, oameni puternici, care în cuvântul lor era autoritatea și orașul s-ar fi făcut praf la un cuvânt de-a lor. Și când o dat o boală peste ei, să vezi cât de zberiți erau.
În prezența lui Dumnezeu trebuie să venim sinceri. Iată ce au zis. La un moment dat, după ce s-au trudit toată noaptea, acum vin spre țărm dezamăgiți. Și uitându-se dincolo pe țărm, văd pe cineva la o distanță oarecare care prăjește pește. Nici n-au curajul să-l întrebe cum ai prins tu pește și noi nu. Dar străinul începe un dialog cu ei. Copii, aveți ceva de mâncare? Iar ei au răspuns simplu. Nu. Știți ce văd în acest răspuns? O sinceritate a ucenicilor în fața unui sau unui faliment care l-au trăit. De obicei, noi oamenii încercăm să mascăm realitatea. Ce faci, frate? Bine! Numai bine nu ești. Dar ca să maschezi o realitate și să te... pentru că te temi să spui problema care o ai, nu mai ai încredere, că ai spus odată, ai spus de două ori și poate reacțiile au fost cum nu ți le-ai dorit. Am învățat să devenim farisei. Și atunci când ni se pune întrebarea ce faci, noi nu spunem realitatea. Spunem un obișnuit al acestui răspuns. Nici măcar americanii când te întreabă, how are you, ce faci? Să nu vă așteptați că ei neapărat vrea să-i spui, că dacă tu începi să-i spui adevărul și să-i spui, uite, eu am problema asta, 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 și zice, wait a minute, leave me alone, lasă-mă în pace, zice, că am eu altă treabă. Eu te-am întrebat din politețe ce faci, nu că m-ar fi interesat. Și ne-am obișnuit să dăm răspunsuri și noi tot din politețe. Ce faci? Bine. Cu toate că uneori nu este bine. Ucenicii la întrebarea, ați prins ceva? Ei sunt sinceri. Nu. Asta mie îmi spune, fără să știe că este Iisus, că noi trebuie să fim sinceri, în primul rând, față de Dumnezeu. Și apoi față de semenii noștri. Că dacă nu vin cu sinceritate înaintea lui Dumnezeu, n-am nicio șansă. De fapt, nici nu-L pot păcăli pe Dumnezeu. Cum nu le poți păcăli uneori nici pe Doamne. Spune că în Statele Unite o doamnă s-a dus la un magazin din ăsta alimentar că au zis că sunt pui mari și frumoși. S-a dus să cumpere pui. Aproape toți puii s-au vândut. Mai era un singur pui pe care vânzătorul l-avea. A venit doamna și a zis, mai aveți pui? El, ca să nu strice firma și reclama, da, mai avem, doamnă, câți doriți? Aș dori și eu un pui. El se duce în magazin în spate, ia ultimul pui care îl are, îl aduce și îl pune pe cântar ca să-l cântărească, să-i dea doamnei. Doamna se uită la pui și zice, n-aveți unul mai mare? Ba da, zice, avem unul mai mare. Ia același pui, se duce în magazin, stă un pic în spate și cu același pui se întoarce înapoi, că de unde altul? Și îl pune pe cântar. Apoi cu un deget, crezând el că nu observă doamna, pune el puțin degetul așa pe talăr ca să pară un pic puiul mai greu. Doamna a observat. Și a zis, știți ce, domnule, m-am răzgândit, vreau amândoi puii. Ați înțeles? Undeva ți se înfundă, că dacă nu ești sincer odată și odată, ești la interval. În fața lui Dumnezeu, cel puțin în fața lui Dumnezeu, vino sincer. Iată în cartea 1 Împărați, capitolul 14, de la 1 la 18. Veți citi acasă? Este vorba despre un împărat, Ieroboam. Ieroboam a trebuit să fugă din cauza lui Solomon în Egipt, în străinătate. Și a venit înapoi datorită unei greșeli pe care Roboam, fiul lui Solomon, a făcut-o. Roboam, un îngânfat, crescut în puf. După ce a murit Solomon, au venit bătrânii și au zis, Roboam, tu știi cum a fost tatăl tău Solomon, că a fost mai aspru cu noi. Acum Israelul este înfloritor. Ai putea să ne ușurezi puțin jugul, să nu mai plătim dări. Mai taie și tu din dări. Duceți-vă și veniți după un timp la mine. S-a înțeles cu bătrânii ce să le răspund. Și bătrânii au zis, mă, bine zice poporul, ascultă-l. Ascultă-l și fă cum îți cere poporul, că o să duci bine. Dar i-a întrebat și pe tineri, voi ce ziceți? Na, bă, nu te lăsa. Pune piciorul în prag, arată-le că tu ești împărat, nu ești mânat și adunat de popor. Tu spune-le că dacă tata meu a fost aspru, eu o să fiu zbir. Că degetul lui tata de la picior, ăla mare, îi nimic față de ce o să fiu eu. Că robia va fi aspră, va fi dură, va fi așa, va fi așa. Când au auzit 10 seminții, au zis, n-au știi ceva,
la corturile tale Israel. Ce avem noi a face cu... Și așa s-a rupt împărăția lui Israel și a venit Ieroboam. Dumnezeu, prin profetul Ahia, i-a vorbit cu ani în urmă lui Ieroboam că o să ajungă căpetenia poporului Israel. Solomon a auzit de profeție și toată viața Solomon s-a temut de Ieroboam. De aceea Ieroboam o pleca din țară. Dar când Solomon a murit, ca să se împlinească cuvântul Domnului, Ieroboam a venit și a preluat conducerea țării. Și acum Ieroboam, forjat de străinătate, încercat de viață, știe, ca și guvernanții noștri, să promită poporului tot ceea ce poporul vrea. Ce vreți? Vreți libertate? Da, eu vă dau libertate. Tăiem jumătate din taxe. Tăiem. Facem ce? Până acolo încât, și din punct de vedere religios, a fost dezastru. Nu mai mergeți la templu, vă duc Dumnezei. Ce vreți voi aia fac? Un popor în libertinaj. Și datorită acestui fapt, Dumnezeu s-a supărat pe Ieroboam. Și acum Dumnezeu îl trimite pe același profet, de data asta bătrân profetul. Și îi va transmite un mesaj lui Ieroboam care îi va pune capăt împărăției lui. Ieroboam ajunge în niște stări grave. Copilul îi se îmbolnăvește. Situația țării este deplorabilă. Și acum, zice el, îmi amintesc eu de un proroc adevărat prin care mi-a vorbit Domnul odată. Și ce-a vorbit profetul ăla, aia s-a împlinit. Nevasto, eu n-am curaj să mă duc la acest profet, pentru că profetul ăsta știe cât de dezaxat, știe cât de rău, cât de imoral am fost și sunt. Nu vreau să mă duc eu. Du-te tu. Deghizează-te, schimbă-ți hainele. Să par ca o femeie de la țară. Și așa el e bătrân, are miopie, nici nu mai vede foarte. Du-te așa, cum poți mai simplu? Și nevasta lui Ieroboam s-a îmbrăcat în haine simple. Dar Biblia spune că Dumnezeu care veghează, el vede absolut tot. În timp ce asta era pe drum, Dumnezeu îi vorbește lui Ahia. Ahia, ascultă cuvântul Domnului. Vine la tine nevasta lui Ieroboam și nu-i sinceră. Este deghizată, s-a îmbrăcat în niște haine simple, dar eu o cunosc pe dinăuntru și știu, spune-i femeia acestea. Așa vorbește Domnul. Am văzut casa lui Ieroboam, te-am văzut și pe tine, am văzut din tot ce este a lui Ieroboam, singurul lucru bun care mai e copilul acesta. Dumnezeu a hotărât să-l ia pe acest copil la el, că în rest toată casa lui Ieroboam îi praf și merg în neant, merg în iad. Merg departe de fața lui Dumnezeu. Tot ce-i bun e copilul ăsta. E tot ce a rămas bun. Și asta îi transmite profetul. Și s-a întâmplat cu exactitate cuvântul lui Dumnezeu. Nu încerca să-L impresionezi pe Dumnezeu în biserică printr-o față de sfânt când nu ești. Fii sincer, pentru că cuvântul acesta sincer vine de la latin. Știți de ce? Știți de unde vine cuvântul sincer? Pe vremea getodacilor, în zona noastră a Maramureșului, erau getodaci. Ăștia făceau oale din ceramică, făceau oale din lut. La Roma, și nu numai, se făceau sculpturi, erau meșteri. Sculpturile astea în timp crăpau, pentru că erau făcute din pământ, și apoi arse de foc ca să se formeze ceramic. Dar în timp crăpau. Vasele acestea crăpate au fost duse la olarii care le-au făcut și aceștia, ca să le repare rapid și să aibă business, le-au lipit cu ceară. Când omul a luat vasul, l-a reparat vasul, l-am reparat. Cât costă? Atâta. Poftim banii. A luat vasul, s-a dus cu vasul acasă, a pus apa în el sau să facă mâncare în el, în timp ce vasul era pe foc, știți ce s-a întâmplat cu ceara? S-a topit. Și atunci au mai venit oamenii să cumpere vase. Dar îi întreba înainte să cumpere, îi cu ceară sau fără ceară? Și dacă e fără ceară, e sine cera, fără ceară. Asta a făcut ca să cuvântul sincer să aibă etimologia în tocma acest cuvânt, sine cera, fără ceară. Și eu vreau să te întreb în dimineața asta, tu ești sine cera? Ești fără ceară? Sau fisurile ți le acoperi ca să nu se vadă acele crăpături, fisuri?
în vasul spiritual al vieții. Știi, mai mult contează să fii sincer ca Toma. Toma a zis, știi ce, Doamne? Să știe toți ucenicii, eu nu cred. Să mă condamne toată lumea. Eu dacă nu pun degetul meu în urmele cuielor să văd rana, eu nu voi crede. Iisus l-a iubit pe Toma. Dacă Toma n-ar fi făcut asta, toți scepticii și ateii ar fi spus, niciun ucenic nu l-a pipăit. Dar prin gestul acesta, Toma a dat peste cap toată teoria aceasta neomarxistă și ateie. În al doilea rând, în prezența lui Dumnezeu, trebuie să facem ceea ce ne spune El. Auziți, copii, aveți ceva de mâncare? Ei au răspuns, nu. Atunci Iisus a zis, fără să știe că este Iisus, aruncați mreaja în partea dreaptă. Acum, dacă eram în locul lui Petru, obosit după o noapte întreagă și pescar de profesie, aș fi spus, băi, străinule, cine ești tu să-mi spui mie să arunc mreaja în partea dreaptă? Păi eu sunt de profesie pescar. Eu de atâtea ori am pescuit pe lacul Genezaret, pe Marea Tiberia. Tu îmi spui mie cum să arunc. Și acum, dimineața, de fapt, nici nu vin pești, nici nu trag pești la plasă, la undiță, la nimic. Dar parcă hipnotizați, capturați de acest ordin, au luat mrejele și un om în faliment face orice să scape de faliment. A aruncat mrejele în apă. Și culmea minunii. S-a umplut corabia de câți pești? 153. Și câți? 153 de pești, dar mici? Da. Nu, că pescarii au tot timpul dorința să exagereze. Zice, bă, am fost la pescuit și am prins un pește atâta. Adică atâta e atâta, da? Dar el zice că e atâta. Tu dacă nu ești atent, ai impresia că e cât mâna. Zice, 153 de pești mari. Și măcar că erau atâția, nu s-au rupt mrejile. Nu s-a afundat corabia. Când faci ce spune Dumnezeu, împotriva logicii, Dumnezeu va face minunea, pentru că asta înseamnă minune. Să treci peste logică. Să faci ce spune Dumnezeu. Că dacă faci ce spune Dumnezeu, vei vedea minunea. Dacă nu faci ce spune Dumnezeu, n-ai să vezi minunea niciodată. Dumnezeu îți spune, crede, atât trebuie să faci. Repet, în fața unui diagnostic terminal, tu nu trebuie să faci nimic, decât să crezi că Dumnezeu poate să-l schimbe. Amin. Și dacă crezi, Dumnezeu face asta. Amin. Că e Dumnezeu care face tot ce vrea în cer și pe pământ, slăvit să fie Dumnezeu. Amin. Prima minune care a făcut-o Iisus a fost transformarea apei în vin. Dar știți cum s-a întâmplat lucrul acesta? S-au dus la nunta din Cana Galilei și spune Biblia, la nunta a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui, adică printre alții invitați și Iisus. Au ajuns într-o criză, nunta ținea 7 zile. Acolo, nu spune Biblia, spun istoricii, dacă mergeai la o nuntă și nuntașii nu erau satisfăcuți, aveau dreptul să-l dea pe mire în tribunal să-și ceară banii înapoi. După 7 zile de... Nu, acolo da să mergi la nuntă, nu? Stăteau 7 zile, mâncau, se distrau și după 7 zile, dacă nu le plăcea cum au fost serviți, îi dădeau în tribunal pe mire și mireasă. Ăștia mergeau la tribunal, judecătorul judeca cazul și zicea, trebuie să dați banii înapoi la ăștia, că atâția bani v-au pus la nuntă. Au intrat într-o criză. Nu mai aveau vin. Și ideea nu este ca bețivii să poată bea vin. Pentru că vinul lui Iisus i-a trezit. Ideea este că Hristos ne scoate din crizele vieții. Au venit la Iisus, la Maria și au zis, auzi, nu mai este vin. Ce facem acum? Și ce-o zi Maria? Să faceți tot ce vă va zice El. Tot. S-au dus la Domnul Iisus ei și au zis, am ajuns în criză, nu mai avem vin. Ai putea să ne ajuți? Da, a spus Iisus. Dacă faceți tot ce vă spun eu, vă scot din criză. Ce să facem? Păi umpleți vedrele cu apă. Păi, cred că nu ne-o înțeles. Dar noi vrem vin, nu apă. Cum să le umplem cu apă? Se duc chiar la Maria, nu știu ce-i cu feciorul tău. Poate e obosit. I-am cerut să ne scoată din criză și o zis să umplem vedrele cu apă. Maria, faceți tot ce vă va zice El. S-au dus ei,
Parcă îi văd și plictisiți, au dus vedrele, au umplut gălețile, au umplut vedrele acelea, ciuberile alea, ce erau acolo, vasele alea de piatră mari, le-au umplut cu apă. Și după ce le-au umplut cu apă, a zis Iisus, acum dați nașului, nunului să bea. Și a luat nunul să dezguste apa. Și când a băut apă, s-a trezit nunul. Cum de ați schimbat obiceiul vremii? Cum de ați ținut vinul cel mai bun la urmă și l-ați dat ăla rău la început, mă, oameni? Ați stricat obiceiul. Nu noi. Iisus. Că Iisus schimbă obiceiurile. Dacă nu făceau ei asta, mai beau ei vinul mai bun? Niciodată. Dragul meu, când vii în prezența lui Dumnezeu, fă ce-ți spune Dumnezeu. Dumnezeu îi spune în Exod 17 lui Moise, când poporul striga disperat, nu mai e apă, nu mai e apă. Dumnezeu îi zice, ia toiagul, du-te în fața stâncii și lovește stânca. Dar acum, logic, oricâte formule chimice ai ști și câtă știință ai cunoaște. Și dacă te-ai duce la toți oamenii de știință și ai zice, băi, oameni buni, dacă eu iau o bâtă și mă duc și o lovesc bâta, curge din ea apă. Logica umană îți va spune, niciodată. Dar Dumnezeu i-a zis lui Moise, du-te, ia toiagul, lovește stânca. Și din stâncă va curge apă. S-a întâmplat asta? Da. Pentru că Dumnezeu depășește logica. De aia spunea foarte bine despre Biblie. Că Biblia nu este logică umană. Și în Biblie găsim uneori lucruri care nu le înțelegem. Pentru că dacă Biblia ar fi toată logică, ar fi rodul invenției umane. Dar faptul că depășește logica este degetul lui Dumnezeu. Slăvit să fie Dumnezeu! În al treilea rând, mai puteți sau v-ați plictisit? Dacă mai puteți, ridicați o mână sus. Ridicați-le și amândouă, faceți un exercițiu, faceți ceva. În prezența lui Dumnezeu nu poți purta orice ținută. Da, eu vin din America. Să știți că nu-s din ăla îngust. Dar uitați-vă, ați fost să faceți baie vreodată? Eu cred că ați fost. Nu? Nu baie acasă, că acasă mă gândesc că toți faceți baie. Dar să mergeți la bazin, să mergeți undeva la mare, nu? Sau să te arunci în apă. Ce faci când te arunci în apă? Te dezbraci. Ce scrie Biblia că a făcut Petru când a auzit că-i Domnul? S-a îmbrăcat și a sărit în apă. Bă, Petre, păi tu nu știi că dezbrăca, bă, trebuie să sari. După ce te îmbraci? Știți când s-a îmbrăcat el? Când a auzit pe Ioan că a zis, este Domnul. Și a zis, în prezența lui Dumnezeu, nici măcar vestimentar, nu mă pot duce oricum, s-a îmbrăcat, căci era dezbrăcat. S-a aruncat în apă și îmbrăcat, s-a dus până în prezența lui Iisus. Contează oare ținuta cum mă duc în prezența lui Dumnezeu? Când eu astăzi, într-o confuzie și într-un sincretism religios, amestec de biserică și lume, îi văd pe alții că la biserici oricum se duc îmbrăcați în blugi rupți, în cercei, în lanțuri, în farduri, de zici că-s mașina poliției. Poți? Cum să mă duc eu, mă, în prezența lui Dumnezeu? De ce să nu mă duc îmbrăcat oricum? Știi ce mult contează ținuta? Păi când vin din America în Europa, întotdeauna, și pe toate avioanele, și interne și internaționale, când te duci acolo și vezi echipajul ăla care conduce avionul, începând de la comandantul aeronavei, subalternii lui și stewardezele, mă, toți ăștia sunt îmbrăcați la patru ace. Te uiți la ei și zici, domnule, parcă ți-e și frică să vorbești cu ei. Impun așa o autoritate, un respect. Toți să se îmbrăca, bă, dar să fie unul tatuat și pe cap, și pe nas, și pe mâini, în pantaloni scurți, și pletos. Păi eu nu m-aș urca în avionul ăla, eu zic cu ăsta nici nu decolăm, nu? Să mai ajungem în Europa. Că ținuta transmite mesaje, înțelegeți? Ținuta transmite mesaje. De ce mireasa se îmbragă în alb în ziua anunții? Ca să transmită tuturor că se mărită. De ce la înmormântări ne îmbrăcăm în negru? Că arătăm tuturor că suntem în doliu. Contează, oameni buni, cum ne facem părul. Contează
cum ne aranjăm. Eu nu zic că trebuie să umblăm dezordonați, trebuie să umblăm, pentru că până la urmă Biblia condamnă și lipsa de curățenie. De exemplu, Dumnezeu îi spune lui Moise să aibă grijă cum se apropie poporul de Dumnezeu. Să aibă hainele? Nu poți veni aici să miroși de să pice părul din nas la 5 de pe bancă care stau lângă tine. Ci trebuie să fii îmbrăcat curat, să miroși frumos. Amin. Și înțelepciunea asta o obținem când conștientizăm că suntem în prezența lui Dumnezeu. Uitați-vă, de exemplu, ce spune Biblia. Am găsit câteva lucruri. Genesa 35:1-15. Iacov se întoarce acasă și trece pe la Betel. Și când ajunge la Betel, ce face Iacov care n-a fost odată la adunare? N-a auzit odată o predică. N-a auzit niciodată o prorocie. Nimeni nu i-a spus, n-a fost la un colegiu biblic, n-a fost la un seminar biblic, n-a fost la un institut biblic, n-a avut doctorat în teologie. Dar Betel este locul unde s-a întâlnit el cu Dumnezeu. Și spune familiei, ne ducem să ne întâlnim cu Dumnezeu, da? Dar nu putem merge oricum. Femeilor, dați-mi cerceii jos. Dați-vă cerceii jos, dați-vă lănțișoarele jos, dați-vă aurul jos, pentru că mergem la Betel, îi îngropăm în pământ. Mergem la Betel să ne întâlnim cu Dumnezeu. Acolo Dumnezeu, acum 25 de ani mi-a vorbit, că voi merge departe de casă. N-am avut decât o trăistuță și un băț cu mine. N-am avut nimic și am făcut un legământ cu Dumnezeu. Dacă îmi vei da pâine să mănânc, apă să beau și haine să mă îmbrac, tu vei fi Dumnezeul meu și îți voi da a 10-a parte din tot ce îmi vei da. Și iată că acum Dumnezeu mă face să mă întorc înapoi cu turme, cu familie, cu copii. Și Dumnezeu m-a binecuvântat, Dumnezeu merită respect. Aleluia. Faptul că Dumnezeu mi-a dat nu înseamnă că eu mă lăfăi în lux. Și mă duc oricum în prezența lui Dumnezeu, că mă arăt aurul și argintul și așa mai departe. Și ca să nu ziceți că sunt extremist, cineva m-a întrebat, e voie să port o verighetă? Da, verigheta este semnul căsătoriei. Scrie în Biblie despre asta. Tatăl fiului risipitor i-a pus un inel în deget. Dar când deja sunt inele, sunt lanțuri, sunt verighete, sunt cercei și așa mai departe, deja exagerăm. Un păstor odată, tot din zona noastră, de acolo, din Marea Mureș, îi spunea miresei, nu cumva să te văd cu verighetă, că nu știu, eu nu-ți fac nunta. Dar el îi spunea asta având dinți de aur. Înțelegeți? Și a venit să întrebe că ce să facă. I-am spus, du-te, spune-i să-și dee, să scoată dintele de aur și atunci a scos și tu verigheta. Să-ți spună dinți de tablă. Unu Petru 3:3 spune așa, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară, care stă în împletitura părului, nu numai împletitura părului, în purtarea de podoabe de aur sau îmbrăcarea hainelor. Țineți minte că și hainele scumpe sunt la fel de păcat ca și podoabele. Când tu vii cu tot felul de firme și te afișezi și altul, știți, ca și oameni, noi putem să facem diferențe, dragii mei, între oameni bine îmbrăcați și oameni mai slab îmbrăcați. Cum și biserica primară a făcut. Iacov este indignat, apostolul și fratele Domnului, când vede că în biserică, când vine unul îmbrăcat și se pune mai în spate, zice, hai mai în față, că tu ești bine îmbrăcat. Și de-o nimerit unul mai slab îmbrăcat în față, zice, tu du-te mai în spate, că ești mai prost îmbrăcat. Diferența o fac hainele. În prezența lui Dumnezeu, serafimii nu mergeau oricum. Spune profetul Isaia că am văzut serafimii care erau în prezența lui Dumnezeu tot timpul. Aveau 6 aripi, dar doar 2 le foloseau ca să zboare. Și 4 le foloseau ca să-și acopere fizicul în prezența lui Dumnezeu. Cu 2 își acopereau ce? Fața. Cu alte 2, picioarele. Și cu 2 doar zburau. Că în prezența lui Dumnezeu nu poți să mergi oricum. Am trimis-o pe fata noastră, Elida, are 22 de ani acum, pe vremea când era mică am trimis-o la școală, o școală publică în America, nu o școală creștină. Și am trimis-o în pantalon scurt, că e cald, în Arizona e foarte cald, am trimis-o în pantalon scurt și într-un tricou. Și a venit acasă în pantaloni lungi, în tricou cu mânecă lungă și cu hainele ei într-o plăsuță și cu un bilețel.
Pe bilețel scrie așa: domnule, vă rog să vă îmbrăcați decent fata și să o trimiteți la școală. Că dacă o mai trimiteți cum ați trimis-o, o dăm afară din școală. În America. Acum, asta a fost 15 ani în urmă. Nu știu dacă aș trimite acum ce s-ar întâmpla. Și ultimul lucru, ca să nu vă plictisesc, în prezența lui Dumnezeu, asta vă place cel mai mult. Nu poți veni cu mâna goală. Nu poți veni cu mâna goală. Când ajung pe țărm, Domnul Iisus, de ce nu le-a dat Domnul Iisus din peștii lui care i-a prăjit? Știi ce a zis Iisus? Aduceți din peștii voștri. Din ăștia pe care i-ați prins. Adică există o parte care e pentru tine, dar nu toată partea e pentru tine. Dar partea aia pentru tine adu aici. Eu îi prăjesc, vi dau, dar peștii voștri. Știi de ce n-ai? Pentru că nu dai. Citește Hagai 1, capitolul 1, versetul 2 și până la versetul 9. Citește Maliahi 3 cu 10. Știi ce a zis David în 2 Samuel 24 cu 24 lui Aravna? Nu vreau să aduc Domnului o jertfă să nu mă coste nimic. Înțelept este omul care pierde pe cele materiale ca să câștige cele spirituale. Pentru că cele materiale tot le va pierde odată. Vreau să mă opresc aici. Sper că mă mai primiți. Nu peste 25 de ani. Dar vreau să vă conștientizez că ori de câte ori veniți aici, că sunteți mulți sau puțini, că biserica e plină sau jumătate plină, sau numai aici e plină și acolo nu, suntem totdeauna în prezența lui Dumnezeu. Să conștient că în prezența lui Dumnezeu nu putem veni oricum. Că trebuie să fim atenți din toate punctele de vedere cum vin în prezența lui Dumnezeu. Aș vrea să facem o rugăciune acum. Și să-i spunem: Domnule, iartă-ne că am uitat și noi ca Iacov altădat, că suntem în prezența Ta. Și uneori am dormit în biserică, iartă-ne. Mă, nu știu cum se face că în biserică nu poți sta treaz, dar noaptea nu poți dormi. Ăsta nu e lucru curat. Nu vi se întâmplă? Eu azi noapte foarte greu am dormit. Deși e lux unde ne-o caza frățiorul ăsta. E lux. Că nu mai lux nu știu unde să fie. Dar n-am putut să dorm. Nu știu ce-a fost cu mine. N-am putut să dorm. Și am zis: Doamne, să nu leși pe diavolul acum în biserică să mă pună să dorm, că n-am dormit azi noapte. Că asta face cel rău. Îți ia somnul de noaptea și ți-l dă în biserică ziua. Aș vrea Duhul Domnului să ne trezească. Amin. Nu veni aici cu alte gânduri, cu gânduri meschine, cu gânduri care nu plac lui Dumnezeu, că Dumnezeu vede. Ci aș vrea să ne rugăm Domnului să ne ajute să-i fim plăcuți Lui în prezența Sa. Amin. Și să ne ajute să-i simțim prezența. Amin. Putem să facem o rugăciune? Vă rog să ne ridicăm și haideți să facem o rugăciune cu toți. Amin. Amin.